Frate! Hai! Băi, Sam! În stânga, de unde e tine, de unde e Alex, va stânga, dă-i! Bucată cu bucată, fiecare mașină urcă. Auzi, a trecut? S-a dus sus? Folosești numai 4x4, da? Ce se întâmplă? E un pic de noroi și merge fiecare mașină una câte una. Nu trebuie blocantul, nu? A urcat și fără blocant și cu cauciucuri uzată. Mergi pe exteriorul virajului. Dar prima rovi până aici, te bagi pe poziție, după aia pleci. Pe exterior. Stai, Claule, așteaptă să treacă. Dă-i înapoi, Claule. Da! Păi spațiul lui Adi. Dai bani înapoi! Dai înapoi! Dai, ia cu stânga, Maxim! Ia cu stânga, Maxim! Bagă-te aici ca să faci și adevărat! Nu, să intre Adi Tănăsescu. Adi! Lasă-l pe Adi să intre acolo. Adi! Bagă-o cu spatele aici și ție avânt! Păi nu-i ușor, că aia ce noroi! Ia stânga, ia stânga, așa, dă-i! Mare, mă! Hai, generale, bagă! Arebeu, Claule, arebeu! S-a dus în dreapta, în gol. Asta cu mașinile, cu bărbații, cu motoarele.
Ce ai vrea, să lovim de femeie acum? Da, dracu, sunt mult mai ușor manevrabile de căcaturile astea. Nu, nu, nu. Cum e cu cauciucurile alea care bine să fie totuși mai înalte? Nu, acolo a pus-o. De diagonală. N-a ținut exteriorul. I-am zis, bă, ține exteriorul, nu știu ce a făcut acolo. Nu, trasa trebuia să o mărești, că și eu am făcut ca generalul prima dată. Și am rămas acolo. Joacă cu roțilele. S-a jucat cu roțilele. Deci să-mi bag piciorul. Deci mașina asta e fenomenală, mă. Deci dacă se chinuia, cred că și pe acolo urca. Da, numai că nu trebuie tăiată.